Bună seara! Astăzi o să vorbim despre un fenomen care este din ce în ce mai frecvent în ziua de astăzi și îl reiau un pic pentru că l-am dezvoltat un pic așa pe Kundalini, dar îl reiau pentru că mi s-a spus că nu a fost înțeles în termen. Și anume o să vorbim despre trezirea spirituală. Și începem cu omulețul vostru, care canalul central, chakrele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, asta e chakra 2, da? Chakra 3, chakra inimii, chakra gâtului, 6, 7. Și la nivelul chakra 2, la nivelul chakra 2 avem 7 kundalini. Energia vitală. Energia vitală care în mod normal doarme. Bun. Trezirea spirituală înseamnă efectiv această trezire. E ca un om care se trezește din somn. Și se trezește într-un corp de femeie, se trezește într-o familie, într-o societate, într-o țară, vorbind o anumită limbă, da? De foarte multe ori există o, cum să vă zic eu, există un, nu te zic, o disarmonie între conștiință, suflet și sine. Sine fiind șapele Kundalini. El se trezește. Începe să urce. Când începe să urce, apar tot soiul de probleme, apar tot soiul de forme de manifestări karmice, apar tot felul de manifestări clinice, pentru că chakra asta Kundalini are cu totul alte însușiri decât conștiința sau ceea ce credeam noi că suntem. Este momentul în care se produce scindarea, schizul. Schizul, da? Scindarea psihicului uman se datorează trezirii spirituale, trezirii chakrelui Kundalini. Bun, hai să începem întrebările. Noi avem de trecut prin niște lecții. Ca să trecem prin lecțiile astea, divinitatea, în înțelepciunea ei, a considerat că este mult mai bine să avem un program, o preprogramare, din naștere. Și atunci, conștiința oamenilor astfel format este, în realitate, o manifestare a Îngerului Păzitor. Ori Îngerul Păzitor are cu totul alte programe decât sinele. De exemplu, un om poate să fie foarte bucuros până la un moment dat, foarte fericit, dar la nivel profund, dar se manifestă bucurie, fericirea, dragostea de viață, dragostea de lucruri, de lume, de oameni, de Dumnezeu, de orice. Dar poate să fie în totală contradicție cu sinele lui profund. Motivul pentru care Divinitatea a ales această manifestare este pentru că ni se dă, prin intermediul conștiinței, a Îngerului Păzitor, o dimensiune a ce ar trebui să facem noi bine. Ei, în momentul în care ne trezim, sinele asta poate să fie depresiv. Poate să nu iubească viața, poate să nu se bucure că e femeie, poate să nu se bucure că e bărbat, poate să nu se bucure că e în România, poate să nu se bucure că s-a născut în familia care s-a născut. Și intră în contradicțiile cu conștiința, Îngerul Păzitor, cu binele din noi și cu propriul suflet poate să intre în contradicție. Din această contradicție și prin
explicarea, deci prin rezolvarea acestei acestor contradicții la nivel de psihic uman, asta înseamnă toate cele trei formează psihicul uman. Eu știu că vorbesc în termeni, poate că nu atât de accesibil oamenilor simpli, dar misiunea asta este urmărită și de medici, și de psihologi, și de psihiatri. Și atunci, eu trebuie să le vorbesc și lor. Chiar dacă să vorbesc într-un limbaj simplu, trebuie să dau și termenii de specialitate, ca respectivii să înțeleagă ce se întâmplă. Da? Bun. Asta este psihicul uman, format de conștiință, suflet, sine. Da? Bun. În momentul în care apare această contradicție între conștiință și sine, apare schizofrenie. Numai că această schizofrenie nu poți să o diagnosticezi de astfel, pentru că omul respectiv poate să înțeleagă, poate să rezolve conflicte interioare, poate să prin psihoterapie, viață, etc. Și în momentul respectiv el se unește și capătă ceea ce se numește conștiința de sine. Adică eu știu cine sunt. Și în momentul în care eu știu cine sunt, nu mă poate să-mi zică nimeni, nici că, pentru că eu știu cine sunt. Ce caut pe această planetă, ce vreau, ce trebuie să fac, ce trebuie să învăț, care e parcursul vieții mele. Evident că pot să intervin în exterior, în urmă, chestii. Dar această conștiință de sine nu prea mai poate fi alterată în momentul în care ai dobândit-o. Indiferent de factori exterior. Mai departe. Deci, el este adormit pentru ca sinele să capete niște experiențe, să treacă prin niște experiențe de care să nu fie conștient, tocmai ca prin divergența dintre conștiință și sine, omul respectiv să-și ia lecția de viață, să înțeleagă ce nu a înțeles în alte vieți. Deci, dacă eu n-am înțeles iubirea, eu voi suferi în relațiile de iubire, iar când mă voi trebuie să mă întreb, bă, de ce trebuie să sufăr eu de relația de iubire? Și atunci o să realizez că, de fapt, problema mea este iubirea. Sau să înțeleg că problema mea sunt bani, sau să înțeleg că problema este naționalismul, pot să înțeleg, sau diverse lucruri care mă mașină pe mine ca spirit. Trezirea spirituală este îngăduită, determinată, programată de Dumnezeu. E ca un click, click și se trezește. Nu există un ceas. Există un ceas biologic sau un ceas spiritual care se trezește. Drăguț este că în momentul trezirii mele spirituale aveam o prietenă care era tot doctoriță. Și înainte să mă trezesc eu, ea a visat ceva și zice, măi, deci am visat o chestie foarte ceartă, deci tu femeie. Și la un moment dat a venit doi preoți, bătrâni, și au zis, îl trebuie sau mai lăsăm să doar. Bun, și după aia a urmat trezirea mea spirituală, care a fost așa mai plină de aia. Trezirea spirituală poate să fie cauzată de accidente, șocuri emoționale, traume psihice, cataclisme, poate să fie cauzată de magie, poate să fie cauzată de absolut orice, de o operație, poate să fie cauzată de o lovitură în zona spatelui. Eu așa m-am trezit prima oară. Un prieten m-a lovit în oară, joacă cu pumnul la baza coloanei și mi s-a dus energia vitală până în cap. De o lovitură, deci. Poate să fie cauzată de un divorț, de moartea cuiva drag. Poate să fie cauzată de orice. În general, de șocuri. Sunt și oameni care nu au plăs karmice foarte mari și care se trezesc foarte ușor. Nu are nicio treabă, nici nu-și dau seama că au trecut prin trezirea spirituală. Dar așa sunt oamenii care au dani. Deci oamenii care nu au plăs mari și nici lecții mari de bani din viața asta, ci sunt doar la cizelat spiritul, nu la schimbat lucruri profunde. Nu. Trezirea spirituală este strict un factor. Trezirea spirituală este declanșată strict de un factor care are la bază divinitatea. Chiar dacă se manifestă prin ceea ce m-am numărat eu înainte,
Simplu atac, conștientizare, nu te poate face să te trezești. Unirea, da. Pentru că în momentul în care se rupe, deci se trezește, ăsta poate să fie conștient și să acționeze de la nivel interior, fără ca și conștiința să știe și să existe. Deci în exterior manifestă un lucru și la nivel de sine poți să manifeste altceva și să faci tot toate lucrurile în lumea cealaltă. Dar pe măsură ce, dar e trezit, pe măsură ce se unește conștiința cu sine, începe să se manifeste în plan fizic. De fapt, ce se întâmplă? Sinele ăsta nu se poate manifesta în plan fizic decât prin intermediul, ci în momentul în care a trecut prin toate porțile astea, prin toate etapele. Este un mecanism psihic, creație divină, care nu permite sinelui să manifeste decât în măsura în care îi îngăduie divinitatea. Da, am întâlnit așa ceva în spital. Era o fată care a avut o problemă de agimbiu. Acest agimbiu, mă rog, deblocase centri, de fapt, blocase centri energetici, dar crease un scurt circuit între conștiință și sine. Și acum asta s-a unit brusc. Și unirea asta bruscă a determinat, cum să zic, un episod nu foarte drăguț, motiv pentru care a ajuns în spital. Am avut cazuri în care trezirea spirituală a fost cauzată de un post foarte dur. Deci era o pacientă, chiar a fost adusă la sovedere de profesorul Ionescu, respectiva a început să țină posturi, un post foarte greu, un postul Paștelui, adică respectiv un capine și apă. Și la un moment dat s-a trezit, ea nu știe că s-a trezit, de fapt nu știe ce s-a întâmplat. Doar că a început să vadă spirite. A început să vadă spirite, a început să vadă demoni, a început să vadă genul ăsta. Motiv pentru care s-a internat în spiciu. Și, mă rog, vedeți, a fost că era o asistentă, o doctoriță, asistentă a profesorului Nescu, care a fost foarte drăguță și a început, a zis, zice, care este sfatul vostru cel mai bun pentru că ar trebui să facă, deci ce ar trebui să facă pacienta respectivă ca să-și revină? Mă rog, toată lumea vorbea de medicamente, numai, la care zice, nu, ar trebui să mănânci. Să mănânci carne. Și atunci, în momentul în care mănânci carne, să știți, că se închid centrii energetici și automat se închid și porțile către sine. Of, trezirea spirituală în urmă se poate manifesta oricum. Deci, am avut copii care sunt treziți spiritual și aveau accese de furie, mă rog, fuseseră călugări și aulini și atunci când se supărau, se ascundau pe sub mese, luau poziția călugării și aulini au stilul maimuței și începeau să se manifeste ca o maimuță. Am avut dansatoare. A fost o chestie cu care de drăguță, eu la seminar am dus oameni care s-au trezit spiritual și nu i-am spus ce se întâmplă. Și la un moment dat a venit la mine o fată care în momentul în care îi dădea lumina, începea să danseze. Se mișca corpul fără să fie conștient. Și drăguța a fost când am pus-o să facă terapie de grup și evident toți au rămas blocați când ea a început să danseze pe scaun. Sunt, de exemplu, oameni care în altă viață au fost rabini și în momentul în care se trezesc, încep să aibă mișcări. Mișcările de la zidul plângerii. Deci când se duc ei și se roagă, evreii se mișcă. Ei, aia rămâne ca memorie kinestezică la nivel de sine. Și în momentul în care te trezești, începi să te miști în față, în spate. Și te rog, de ce mă trezesc așa cum mă rog? De ce mă mișc așa cum mă rog? Zice, Doamne, v-ați trezit spiritual, în altă viață ați fost rabin, v-ați plâns, ați plâns la zidul plângerii, v-ați rugat în stilul ăsta și atunci apare așa ceva. Sunt spirite care trezești în altă viață, a fost yoghin și ajung să aibă poziții cel mai ciudat, nici ei nu știu cum, deci pun picioarele pe după cap. Pur și simplu manifestă informația care există la nivel de sine. Și evident sunt multe cazuri de genul ăsta. Absolut, da. Am întâlnit extremele manifestării trezirii și ca violență, și ca exacerbarea instinctelor sexuale, și ca forme de manifestare a depresiei și
Poate unul dintre cele mai drăguțe caze, drăguțe, că nu e deloc drăguț. La un moment dat a fost internată, era o secție de... la izolatorul la femei și mi-am fost chemat să văd o fată care, am vorbit despre cazul ăsta, care într-o dimineață, nu știu cât avea, au găsit-o părinții că și-a pilit dinții cu pila de unghii și a cutat scățit, deci efectiv un V, și a pus mânge de păr. Și am întrebat-o la bală, normal, că e dintr-un copil de la care mergea la școală, s-a transformat într-un țărmatic. Drăguț a fost că era un spirit care trăise în Africa, trăise într-un trib în care se practica, chiar am văzut la televizor acum câteva luni, un trib, unde în frumusețarea se făcea prin dinților, se făcea prin ascuția lor și cu mângele în făr. Deci de acolo vedeam fata respectivă. Evident că nu e un lucru normal, dar poate fi explicat și nu trebuie să-i dai unui medicamente ca să faci să fie bine. Da, deci oricum am venit părți karmice, dar la altă trezirea spirituală încep să se manifeste cozile, stringurile cu persoanele față de care ai părți karmice. Încep să pierzi din SN-ul. Și în funcție de nivelul la care ești, se întâmplă următorul fenomen. Deci, dinspre tine încep să trece cozi către persoanele față de care ai părți karmice. Și automat pierzi din aici este sufletul și se pierde din SN-ul față de care, către persoanele față de care ai părți karmice. Evident că așa între Kundalini urcă și la nivelul respectiv întâlnești. Aici sunt legate de sexualitate, legate de comandă, legate de iubire, legate de comunicare, legate de mentor. Pentru că există și corzi care sunt față de oameni care ne-au fost mentori sau elevi în altă viață. Absolut. Unele sunt pozitive. Nu toate corzile karmice sunt negative. Nu atât vârsta astrală. Vârsta astrală este un factor pozitiv în trezirea spirituală. Deci un spirit care are vârsta astrală mare va avea mai mare putere să domine răul. Dar să știți că principalul factor care, spuneam eu, are o mare importanță în trezirea spirituală este orgoliul. Orgoliul este cel care te face să ajungi în spital, să mai știu ce, pentru că nu mai asculți de nimeni, nu te mai interesează nimeni, tu oricum le știi pe toate, oricum nu-ți place nimic. Și din cauza asta, trezirea spirituală este, cum să zic eu, mai puțin frumoasă pentru cei care au orgoliu mare. Și asta e și aici este adevărat, cei cu vârsta astrală mare. Ce înseamnă vârsta astrală mare? Vârsta astrală mare înseamnă mai mare de 4,5 miliarde de ani. Adică mai mare decât vârsta Pământului. Ăștia înseamnă că nu au trăit pe Pământ. Bun, dacă nu au trăit pe Pământ, au trăit pe altă planetă. Dacă nu au trăit pe altă, au trăit pe altă planetă, înseamnă că au trecut prin judecățile altor planete. Trecând prin judecățile altor planete, automat ei au fost la... nu există o... Știți că tot ne sperie biserica cu sfârșitul lumii, cu venitul în Sfântul Arhanghel Mihail și când desparte oile de capre și mai știu eu ce. Există o judecată personală. Când mor? La 40 de zile are loc judecata personală. La oricărui individ. Bun. Și există o judecată globală, adică există un moment în care o planetă ajunge la maturitate, dă naștere oamenilor, dă naștere entităților spirituale care, mă rog, și au lecție de viață, etc. Își termină viața și atunci urmează judecata planetei. Despre asta se vorbește în Biblie, despre judecata planetei. Da? Nu există o judecată finală, pentru că Universul ăsta va exista cum va exista de el. Da? Deci, vârsta astrală mare e clar că e mai ușor să treci peste demoni. Și atunci este mai ușor să te stăpânești, e mai ușor, ai niște programe pozitive în tine, deci poți să te stăpânești mai bine, ai putere interioară mai mare. Dar și atunci orgoliul poate să-ți creeze probleme. Nu.
Deci, trezirea spirituală e și ca și cum m-aș trezi din somn. M-am trezit din somn. Nu prea am eu timp să înțeleg ce e bine și rău. De abia după ce m-am trezit din somn, încep să-mi pun problema. Asta e bine, asta e rău, asta e bine, asta e rău. Deci, trezirea spirituală nu are nicio legătură cu alegerile. Eu o trezire. Puf, m-am trezit din somn. Puf. După aia, ce fac eu acum, ce fac azi, ce fac mâine, mă duc, nu mă duc la muncă, mă duc să iau pâine, mă duc să iau pâine. Abia după aia. Deci nu are legătură trezirea propriu-zis cu alegerile pe care le faci. Trezirea spirituală este momentul în care începi să-ți faci cu adevărat alegeri. Până atunci ești un fel de zombi. Habar n-am de aici, nici nu-l interesează, mai ia și capul în plină și îl chine și îl leagă și îl bagă prin morminte și îl, mă rog, și îl leagă de sub biserică și biserica ortodoxă și catolică sunt la fel. Habar n-am ce înseamnă. Deci, multe dintre exorcizările considerate exorcizări de biserică catolică nu sunt exorcizări, sunt trezii spirituale, pentru că se întâmplă următorul fenomen, știți? Se întâmplă așa. Și am avut cazuri. Deci, îmi zice omul, domnule, zice, eu am fost credincios. M-am dus la biserică. Și dintr-o dată, mi s-a luat. Nu mai îmi vine să intru în biserică. Nu mai... Ce s-a întâmplat? La început îl ducea Angelul Păzitor la biserică. Hai mă, înțelegi tu cum e cu Ortodoxia și cu Hristos și cu Maica și cu mai știu eu ce. Și după aia s-a trezit el. Și nu are ce treabă cu biserica, cu moaștele de sfinți și cu mai știu eu ce. Și când ne vine el, fuge ca dracu de tămâie. Evident că biserica nu e pregătită să explice ăsta. Bă, stai un pic, pe trezit. Acum, de-abia de acum începi să trăiești viața ta, începi să înțelegi, trebuie să înțelegi ce cauți pe pământ, de ce respiri, de unde vii, unde te duci, ce cauți, care e scopul și durata vizitei pe planeta Pământ. Ce să explice că nu știu ei? Nu știu ei de capul lor. Deci am un caz, o tipă care s-a trezit din punct de vedere spiritual, la facultate de teologie. Și a zis duhovnicul că e nebună. Și s-a dus în ospiciu, drăguțele. Zice, eu ce fac? Deci dacă tu, uitai Hristos, dacă era demonizatul din cimitir, care era legat cu lanțuri, ce i-a zis? I-a zis, bă, tu ești nebun? S-a luat vindecare. Păi dacă nu sunt în stare să facă să ne lase în pace pe toți, n-am vreo nevoie de ei. Să ne lase. Trezirea spirituală, haideți să vă explic. Sinele ăsta este veșnic, este la nivel profund, la nivelul atemporalului. În momentul în care urcă, ăsta ar fi prezentul. Aici, înăuntru, la nivel interior, ar fi atemporal. Evident că el are acces la trecut, prezent, viitor. Are acces la îngeri, demoni, entități spirituale, morți și mai știu eu ce. Evident că odată ce se unește cu conștiința, el rămâne cu accesul din lumea spirituală. Un borderline, că toată lumea poate a văzut Bliss de pe Life Page, nu mai, mă rog, nu e pe Life, l-am pus să-l vadă toată lumea. A văzut ce înseamnă borderline. Borderline este la limita dintre lumea spirituală și lumea materială, numai că el este... Deci aici ar fi lumea materială, lumea spirituală. În mintea omului, da? Și el este aici, la mijloc, și pendulează. Tam, 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 tam. În care când se fac normal, când intră lumea în altă și începe să vadă gândași pe pereți și mai știu eu ce, și musculițe. Ei, în momentul în care el înțelege ce îi se întâmplă și învață să controleze lumea spirituală și să stea cu mintea în lumea materială, să aibă o viață obișnuită în lumea materială, devine un inițiat. Diferența între un inițiat și un nebun este că inițiatul știe ce se întâmplă. Hristos pe munte, când vine demon și spune, ai puterea să transformi piatra asta în pâine. Ai puterea, poți să te arunci și o să te țină Dumnezeu. Aia este lupta lui la nivelul limitei dintre lumea materială și lumea spirituală. În momentul în care a trecut de ispita demonului, el devine inițiat. Deci trece peste partea aia. Nimeni nu se naște inițiat. Toată lumea devine în timp. Nu se naște nimeni. Dumnezeu. Bun. Așa. Nu. Nu se poate. De ce nu se poate? Pentru că cel care este judecat
Dar judecata personală nu e conștiința. E sine. Vă dau un exemplu, ca să facem legătura între boală și asta și să vorbim despre Alzheimer, când o să am eu timp să vorbesc despre Alzheimer. Când conștiința a încercat să învețe sinele despre Dumnezeu și ăsta refuză și nu-l interesează, îngerul pleacă, chakra superioară se blochează și apare și se atrofiază creierul și apare Alzheimer. Alzheimer este, da, este al oamenilor care nu au nicio treabă cu Dumnezeu și nu interesează. Și de urmare se atrofiază, deci se produce distrugerea creierului. Pentru că centrii energetici superior nu mai funcționează. Atât din câte are într-un personal de Dumnezeu, nu poți să faci Alzheimer. N-ai cum. De asta sunt bătrânii aia care au 90 de ani și pot să citească, pot să se roage, pot să fie clar și ucis până la... M-a fost Maica Veronica. N-ai cum. Pentru că conștiință înseamnă Dumnezeu. Dacă nu ai conștiință, înseamnă că te lăsa la Dumnezeu până la singur. Absolut. E un film foarte drăguț. Nu știu eu cum se numește, vorba de un englez, care este unul dintre protagoniștii filmului Full Monty. Full Monty, mă rog, un tipic care se obișnuiesc, care s-a putut să facă stripis. Dar unul dintre ei joacă într-un film în care, pe la 50 și ceva de ani, deci, mă rog, personajul principal ăsta, cum se cheamă? Actorul principal, descoperă pe la 50 ceva de ani că îi place să se îmbrace în femeie. Și începe să se îmbrace în femeie, să-și cumpere, să-i plete, să, dar era foarte sincer în ceea ce vrea. Mă rog, îl vede nevastă sau îl bate nevastă, după aia învață nevastă, până la urmă să se machieze, să-și facă unghiile astea. Și omul începe să ducă la muncă așa și reacția societății relativ la un om care pur și simplu simte că înăuntru lui e femeie. Asta e o foarte mare problemă, pentru că mulți bărbați se pot întâmpla să fie înăuntru lor femei și mulți dintre femei se pot întâmpla să fie bărbați. Și așa, asta este cauza pentru care apar homosexualitatea, bisexualitatea, etc. Dar asta înseamnă că trebuie văzut. Acesta a spus simplu, trebuie văzut. Am avut ca un caz de genul ăsta o fetiță care, mă rog, fac unui... Doamne, sunt spuse, care a venit la mine și mi-a zis ce fac cu fata mea. Și mi-a arătat o poză. Și fata ei era îmbrăcată în blugi și tunsă scurt. Jurai că e bea. Zic, n-am ce face. La nivel interior era 90 și nu știu cât 8% bărbat. Nu și-a acceptat condiția de femeie. Deci singura fază este să îl ajut să se accepte așa cum e și dacă vrea și poate să se transforme să fie cu adevărat femeie. Dar altfel nu se poate. Și atunci, asta este într-adevăr o trezire traumatică și pentru persoana respectivă și pentru oameni. Pentru că nu ai ce să duci la psihologi, că nu poți să-i bagi în cap. Nu te joai și spui, ești femeie, ești femeie, ești femeie, ești femeie. Că nu merge. Înăuntru tot dacă simți că ești bărbat, poate să zică cineva de 1002 să te programeze că ești femeie, că nu sunt niciodată femeie. Nu prea avem. Din păcate, dacă unul... Au început acum, s-au mai deșteptat totuși, nu vreau să fiu, s-au mai deșteptat și psihiatri, s-au mai deșteptat și psihologii. Am vorbit chiar cu unul dintre psihiatri. Au început să înțeleagă ce se întâmplă în interiorul omului și au început să-și explice mecanismele astea și atunci învață să-i îndrume. Câteodată, la asemenea oameni, chiar e nevoie la o trezire. Să știți că până și eu am fost de acord că toată e nevoie să se ia medicație până cum se echilibrează oamenii respectiv. Of! Asta e foarte greu. Pentru că sinele, să știți că este asimilat umbrei, nu luminii noastre. Sinele este în umbră. Și atunci, la nivel de sine, sunt toate programele noastre negative, tot ce vrem noi, mai mult sau mai puțin bun. Adică... eu n-am vrut să mă dau primul, ca exemplu. Eu să fac meditația cu umbra și meditația cu umbra a fi cele mai atâmici nevoie ale sinelui tău.
Și eu când aveam o părere foarte bună despre mine, la maestru, lumină, bla, bla, și când îl întâlnesc cumva și întreb ce vrea, de ce-i spate, îmi spune arte marțiale și femei. Bun. Și ce faci? Că prima oară mergi. E o tendință de negare a nevoilor noastre interioare. Și la prima fază este acceptarea. Da, să te iubești așa cum e, să te accepti. Și după aceea, să transpui cumva în practică treaba asta, nevoia asta, interioară. Și atunci, artele marțiale, mă duc și mă bat în ring, sau, mă rog, fac antrenament, iar cu doamnele, în măsura în care pot, am scris jumătate de la femeie, vă răspund, am avut un. Era de mult. Zi. Nu vedem mai încotro. E foarte simplu. O să te zbați când vrei. Tu ești așa cum ești. Și atunci eu plec de vorbim, doamne, degeaba am agit ca șarpele, ca peștele pe uscat, da? Și atunci singura soluție este să mă accept așa cum sunt, să am curajul să aflu treaba asta și să, cum să vă zic eu, și să-mi fie foarte clar că de aici pornesc pe vocea mea spirituală. De exemplu, în spital aveam o fată, de la aia am avut primele mele scrisori de dragoste, ca terapeut, de atunci, mă pune numai la fel. Și, mă rog, eu aveam voie să mă duc să văd toți pacienții. Și la un moment dat, să văd pe fata asta și mă întreb de ce e acolo. Și mi-a zis, zicea, pentru că mie îmi place sexul. Mai că ție îți place sexul. Foarte simplu. Mă duc la discotecă și dacă îmi place, mă duc cu ea. Și părinții mei m-au luat și m-au băgat în spital. Dom'le, nu este o soluție. Negarea nevoilor interioare ale unui om nu este o soluție și nici medicația nu e o soluție. Adică dacă noi suntem ultra-ortodox, nu înseamnă că toată lumea trebuie să fie ultra-ortodox. Dacă noi avem impresia că trebuie să fac sex marțea și joia, nu înseamnă că toată lumea trebuie să facă sex marțea și joia și să țină posturile de peste an. Lumea nu înțelege că ortodoxia, creștinismul este iubire și trebuie să fie liber acceptată. Eu nu pot să impun oricui, oricum să facă sex când vreau eu sau când a zis nu știu cine, nu știu care moș impotent care a crezut că sexul e un păcat. Deci nu pot să fac treaba asta. Și atunci eu trebuie să fiu tolerant. Marea majoritate vin la mine pentru că nu pot să se ducă în altă parte. Zic, domnule, eu vin la tine, tu ești o limba spunea speranță. Păi, duhovnic, cum arată afară, pe de ce? Păi mi-a zis că dacă mai fac sex, nu mă mântu. Păi nu poți să crești un om așa. Oamenii nu se nasc sfinți, oamenii devin sfinți. Oamenii au nevoie să experimenteze, oamenii au voie să experimenteze, oamenii trebuie să experimenteze. Și toate. Ei, din această experimentare se naște omul. Ori, a spune unui om că tu n-ai nicio șansă să te mântui, că îți place să faci sex, sau că tu n-ai nicio șansă să te mântui că trăiești cu un bărbat care e căsătorit sau cu o femeie care e căsătorit. Asta e o prostie. Și asta îndepărtează oamenii de Dumnezeu. Dumnezeu e a tuturor. Iisus Hristos n-a venit pentru cei drepți. A venit pentru noi ăștia păcătoși și pentru Sfinți. Aia Sfinții să stea în biserică să vedem dacă se mântui. Dar Hristos a venit pentru noi ăștia păcătoși. Și atunci nimeni nu are dreptul să spună cuiva că nu se mântuie că. Nu. Oricine are dreptul mântuirii. Și atunci, la fel, nu poți să impun eu. Îți pare să faci sex. Du-te pentru Dumnezeu și faci sex. N-ai decât să duci într-o bolă. Te duci la asta și lucrezi și faci sex până te sapi. Și după aia vii la mine și stăm de vorbă. Frate, că are șansă de mântuire? Pentru că ortodoxii nu au înțeles nici măcar pildele lor. Este pilda Mariei Egipteanei, care a fost prostituată. Care a fost prostituată asta 40 de ani, deși așa devine sfântă. Și a săpat groapa unde. Deci oricine poate să ajungă, indiferent de instincte lui și de nevoile lui interior. Deci eu, ca mentor, duhovnic, terapeut, orice aș fi, maestru, nu pot să zic, băi, hai de când faci dam la oameni. După aceea te lasă. Am avut la un moment dat un caz, am rămas prieten cu fata asta. Și mi-a venit la mine. Doamne, și când a intrat în cabinet, mă rog,
Numai că m-a văzut și s-a zbălit pielea și m-a apucat să și-a întrebat, ai venit să mi-o pui? Și aș zice, știu, domnul doctor, asta e mai ușor să spuneți, dar nu știți cum e. Zic, subețelă, într-adevăr, nu știu cum e, dar nu pot să nu m-am văzut. Și vreau să spun că am făcut cursuri, m-a s-a dus până la mănăstirea și s-a liniștit. În condițiile în care era ca o... cum să zic, avea o sexualitate exacerbată. Deci nimeni nu înseamnă că nu poate să accede la planuri superioare pentru că, măcar în sus, nici măcar nu interesează sexualitatea noastră. Asta e mai mult aspera de jos decât acela de sus. Bun. Mai sunt întrebări? Bun. Așa, ca o concluzie. Deci trezirea înseamnă trezirea așa precum dorim. Trezirea sinelor nostru, da? Ăsta suntem noi. Ăsta e cel care vine de altă dată, se întrupează, moare. Ăsta vine dintr-un loc, își ia lecție de viață din intermediul trupului. Trupul este avatar. Avatarul nostru. A sinele nostru. Ne luăm lecțiile de viață, viață, că pe intermediul trupului facem dragoste, mâncăm, ne certăm, ne batem, ne. După care murim, clam, și ne ducem la șeful, la judecare. Ai făcut, ai azi vezi viața, vezi care sunt de lucru, mergi mai departe. Sau, mă rog, reiei ciclul dacă nu ți-ai luat lecție. Da? Trezirea te duce la acest nivel la care tu trebuie să, tu începi să conștientizezi care e viața, care e scopul, sensul. Încerc să conștientizezi ce merită și ce nu merită. Pentru că de la nivelul ăsta nimic nu mai e important. Nici casă, nici mașină, nimic. Pentru că îți dai seama că asta e aici. Corpul, la revedere, îți dai seama că asta e o chestie perisabilă. Un hoit. Și când începi să-ți vezi corpul ca pe un hoit, îl tratezi. Deci, nu pot să zic, nici acum să-ți bagi joc de corp, cum se practică în Ortodoxie. Nici să îl împopoțănesc ca pe un brad de Crăciun. Dar există o cale de mijloc, în care nici nu deranjezi pe ceilalți, nici nu stric corpul, nici nu. Deci o cale de mijloc. Trebuie să am grijă de corpul meu ca de o mașină. Da? Dacă am o mașină care merge cu benzină, nu să-i pun motorină. Nu să-i pun ulei de bucătărie în loc de ulei de mașină. Nu să o duc la, cum să zic eu, o folosesc în parametri. Așa și corpul uman. Corpul uman are niște parametri. Dacă folosesc în parametrii lui, e clar că va funcționa. Și mă vadă, dacă îl stric, dacă nu îi dau ceea ce are nevoie, evident se va strica. Și este un păcat, este un păcat împotriva, cum să zic eu, păcatul, de exemplu, fumatul nu e un păcat foarte mare. Dar este un păcat de ce? Pentru că strici corpul și stricându-ți corpul, tu nu mai ai șansa să experimentezi în așa fel încât să accesezi la planurile superioare. Asta este valabil pentru orice faci cu corpul tău. Că poți să distrugi în felul, nu neapărat prin fumat, ci în funcție de ce mănânci, și în funcție de ce gândești, și în funcție de locul în care trăiești, și în funcție de profesia pe care o ai. Și poți să distrugi în multe feluri. Și atunci e foarte important ca eu să știu foarte clar cine sunt eu în corpul ăsta relativ la conștiință, la Dumnezeu, mai știu ce. Bun. Nu știu, sper să fi înțeles. Sper că am fost destul de clar. Dacă nu, eu știu, o să încerc să... dau mai multe detalii într-o carte viitoare. Sper să vă fie de folos. O să aibă.